o să-mi convoc biroul județean al Partidei Romilor să le fac o informare clară ce am primit și ce informații am primit de la centru și vom încerca împreună cu colegii mei să ne reorganizăm, să încercăm să punem în aplicare toate mesajele care le-am primit de la centru și directivele. Stimați telespectatori și stimați romi, vreau să fac o precizare că acest mandat de vicepreședinte la nivel central în Consiliul Director al Partidei Romilor este un mandat de 5 ani de zile care va fi din 2010-2015. Cu această ocazie vreau să precizez că îmi oferă posibilitatea de a fi în mijlocul conducerii centrale, de a aduce toate informațiile de la centru, de a le pune în aplicare la nivel județean și sigur n-am decât să fac în cei 5 ani de zile de vicepreședinte la nivel central și președinte la organizației al Partidei Romilor să-mi pun în aplicare toate forțele, toate cunoștințele și să încercăm să ne reorganizăm așa cum am primit, cum repetam încă o dată, mesajele de la centru. Dați din colț în colț, atunci pe ultima sută de metri, nu aveți o schemă dinainte, puteți să candidați și pe cine să-i aveți pe oameni dinainte, vă uitați exact ca începătorii, după 20 de ani. Cu bani, cu sediu, cu calculatoare, totul tot de la A-Z. Nu încercați să mai vă furați căciula. Nu aveți nicio șansă. Luați-vă tineri lângă voi, tineri pregătiți. Faceți voi un pas înapoi, ocupați-vă de partea politică și pregătiți-vă aici niște oameni, măcar voi. Ceilalți o să-ți spuneți, dar pe cine mai e pe Consiliul Director? La mine. Simplu, la nivel național, există o tendință a unor organizații ale domnilor ca să fie mai aproape de voi și împreună să construim un plan național pentru rog. De altfel, voi, neștiind că vă aflați într-o situație destul de delicată, Guvernul României are un capitol special pentru rog. Noi nu știm să ne mobilizăm, să interacționăm cu administrațiile locale pe raport și nu știm să ne implicăm la nivelul planului de guvernare a Romilor, la nivelul programului de guvernare a premierului Boc. Dormiți în ghete, vă duceți acasă, am mai fost și la București, la o ședință, hai că pe-a numit acolo un Consiliu Director, e bine. Nu, fraților, treziți-vă la realitate. Planul Național pentru Romi a fost elaborat de Comisia, Subcomisia pentru Romi din cadrul Parlamentului României. Nu știați nici de acest organism că funcționează și că există. Și vă informez acum să nu rămâneți pe din afară. Comisia pentru Drepturile Omului, Culte și Problemele Minorităților din Parlamentul României, aici unde ne aflăm, are o subcomisie specială pentru problemele romilor, care interacționează cu Guvernul României și cheamă la ordin ministerele vizate pe programul de guvernare. La rândul nostru, în teritoriu, trebuie să avem echipe care să știe să lucreze. Pe de unde iau? Te duci, vorbești cu bejeristul. Bejeristul trebuie să facă parte din conducerea organizației. Vorbești cu mediatorul, vorbești cu profesorul de limba romanie, vorbești cu toți cei pe care i-am enunțat. Deci, fac parte împreună cu tine, de tot, dintr-o cameră, că aveți două camere. Așa că iar luați voi aici și puneți-vă minte la contribuție, intrați pe internet, luați informația de la centru, de la Cătălin, vedeți ce mai spune președintele, iar vedeți ce se întâmplă, că noi la sfârșitul lunii trebuie să mergem la Consiliul Director. Și ne ia nebunul ăsta iarăși la rost. Iar nu avem informația, iar nu știm ce s-a întâmplat. Pe de-o parte.
ceea ce am exprimat face parte din primul calupru al nostru, care ține de noi, de reorganizare teritorială. Eu personal am obligația anul acesta să mă deplasez, cu ajutorul Dumnezeu să nu se întâmple altele cazuri, în minim 20 ceva de județe. O să încep cu Moldova, o să am două echipe cu care lucrez, oamenii mei personali pe care am să-i trimit să stea în teritoriu. O să încep cu Moldova, din partea de sus până în partea de jos, să văd sedii, să văd tot ce are nevoie județul. Continui cu Dobrogea, mă duc așa în partea Oltenii, văd cât de pot face în anul ăsta și mă retrag ușor spre toamnă către Ardeal. Dar asta nu înseamnă că nu ne vedem lună de lună la Consiliul Director. Pentru că mai sunt foarte multe chestiuni care nu necesită până la toamnă, ci trebuie să rezolvate urgent. La iunie am o datorie automat să îi dau drumul acolo cu mobilier. Aia o rezolvăm rapid cu intră banii. Mai am alte chestiuni și prin alte județe, dar datoria mea este să pun la punct minim 20 și ceva de județe, am ăsta poate 30. Dacă ne-a ajutat Dumnezeu să avem și bani și să ne putem mișca și bine. Dacă vom avea 30 de centri județe, așa cum ni le dorim, cu un nou Consiliu Director, bine configurat, voi trebuie să elaborați un plan, un plan județean pentru rol. Pentru că, pe lângă planul național pentru rol, voi va trebui să aveți un plan sectorial, un plan al județului. Voi nu puteți să faceți politică, prietenii mei, dacă cumva nu aveți o viziune. Păi ce faceți voi politică? Adresată cui? Pe ce nivel? Care spune ce? Și care rezolvă ce? E logic. Nu ai un plan, nu ai o strategie, nu ai o viziune, nu există. Nu ai niște scopuri, nu ai niște obiective, nu există. Care sunt politicile voastre, ca și organizație, la nivelul județului, în ceea ce vește învățământul, în ceea ce vește campania pentru învățământ, pentru combaterea, analfabetismului și altele, abandonului școlar? Care este campania voastră împotriva sănătății și a Ministerului sau pentru combaterea anumitor, forme grave de sănătate, cum sunt tuberculoza și altele și altele, sunt o serie de campanii. Trebuie să aveți tot timpul mintea limpede. Ce fac oamenii la ăsta? Bun, eu elaborez un pachet. Aveți, vă voi transmite prin mail sau vă voi transmite prin corespondență planul național pentru rom, care el există din acel plan național pentru rom, Guvernul României, dacă l-aveți foarte mai bine, să-l și studiați, este bine. De aici, Guvernul României și-a luat componente și și-a introdus în planul, în proiectul de guvernare, în programul de guvernare BOC. Ce facem? O să ne trezim peste 2 ani de zile că suntem ca de la început. Ce ați făcut mă pentru noi? Că ne-am făcut nimic. Ne-am certat, ne-am bagiocorit, ne-am vorbit prost unul altuia și faptic nu s-a întâmplat nimic. Dacă reușim să avem anul acesta 30 de județe cu sediu, cu dotare, mobilar, cu mijloace de transport, cu oameni, cu un plan național și un plan județean, putem spune, cu adevărat, că suntem aproape gata pentru alegerile cât de cât. Pentru că anul viitor, știți ce trebuie să faceți? Să o luați cu urnele din comună în comună și să faceți educație civică electorală. Dacă într-o localitate se pus de gând să-l pui pe unul să candideze ca și consilier, tu trebuie să vă lasă să te pregătești un an înainte. Vă lasă să mergem cu urna